Guvernul a amânat pentru luni ședința extraordinară pentru dezbaterea și adoptarea controversatului proiect de modificare a codului fiscal. Ședința fusese programată pentru astăzi la ora 14, dar s-a decis anularea ei pentru că mai multe avize necesare nu erau gata. Consiliul Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului României, a avizat deja negativ proiectul de măsuri fiscale. Printre acestea se numără instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifră de afaceri de sub 1 milion de euro și scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Totodată se prevede creșterea cu 60% a deducerilor personale pentru românii cu salarii mici. Cea mai controversată măsură este trecerea contribuțiilor sociale de la angajat la angajator, despre care sindicatele susțin că va duce la scăderea salariilor și la pierderea unor locuri de muncă. Patronatele, sindicatele și analiștii economici au criticat dur decizia executivului de a muta CAS de la angajator la angajat. Președintele Klaus Iohannis avertizează public guvernul să nu bage țara într-o aventură fiscală cu final trist. Potrivit ministrului de finanțe Ionuț Mișa, 35% din salariul brut vor fi contribuții plătite de angajator în numele salariatului. Mișa susține că astfel vor fi mai mulți bani pentru pensie și sănătate pentru angajat. Contribuțiile rămase în sarcina angajatorului vor scădea la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente, concediu medical și creanțe salariale. Reprezentanții patronatelor au anunțat că nu vor susține măsurile fiscale propuse, întrucât acestea nu trebuie adoptate în grabă și cer oprirea terapiei de șoc. În tot acest timp, sindicatele se pregătesc de proteste de amploare. CNSLR Frăția a anunțat că a început procedurile pentru declanșarea grevei generale la nivel național, acțiune susținută și de CNS Cartel Alfa.